la agenția de turism. Cerem informații despre transport, cazare, masă, servicii incluse și rezervăm un pachet turistic pentru a ne petrece vacanța. Bună ziua, domnișoară! Bună ziua, doamnă! Luați loc! Cu ce vă pot ajuta? Mă interesează un pachet turistic complet la mare, în străinătate. Ce-mi recomandați? De ce buget dispuneți? 1000 de euro pentru două persoane, să spunem. În jur de 1000 de euro. Să căutăm ceva care să se încadreze în această sumă. Aveți vreo preferință? Să fie în Europa. Foarte bine! Am oferta perfectă pentru dumneavoastră, de ultimă oră. 7 zile în Spania, la Costa Brava. Ce servicii avem în acest pachet turistic? Transport cu avionul la clasa 1, transferul de la aeroportul din Girona la hotelul din Costa Maresme, coasta nordică a litoralului spaniol, cazare și pensiune completă, hotel de 4 stele. Ce părere aveți? Minunat! Ce facilități are hotelul? Hotelul dispune de piscină atât interioară cât și exterioară, spa, sală de gimnastică, toate incluse în preț. Și dacă achitați integral călătoria, primiți o excursie de o zi la Barcelona din partea agenției. Ce include călătoria la Barcelona? Ghidul nostru turistic vă va duce să vizitați principalele atracții turistice ale acestui minunat oraș: Catedrala Sagrada Familia, Acvariul, Muzeul lui Picasso, Muzeul Național de Artă. Ce frumos! Da, mă interesează să cumpăr această vacanță. Trebuie să semnați contractul de prestări servicii și să plătiți suma totală a vacanței. Îmi trebuie buletinul dumneavoastră. Oferta începe de pe 23 iunie. E bine pentru dumneavoastră? Perfect de pe 23. Plătiți cu cardul? Da. Semnați, vă rog, cele 3 exemplare ale contractului. Asta-i tot. Vă mulțumesc, domnișoară. O zi bună. Noi vă mulțumim, doamnă. Bună ziua. Vă rog să parcurgeți următoarele activități pentru a înțelege mai bine acest dialog, a reține expresiile și cuvintele noi și pentru a vă exersa cunoștințele de limba română. A. Răspundeți cu adevărat sau fals la următoarele întrebări. 1. Ana merge la agenția de turism pentru a lua un pachet turistic la mare.
2. Agentul de turism îi spune Anei că are o ofertă specială pentru ea. 3. Ana acceptă pachetul turistic indicat de agent. 4. Suma pachetului turistic pe care Ana îl cumpără este una convenabilă pentru ea. 5. Destinația vacanței aleasă de Ana este regiunea spaniolă Costa del Sol. B. Tradu dialogul în limba engleză cu ajutorul dicționarului și 1. Scoate cuvintele și expresiile noi. 2. Alcătuiește câte o propoziție cu fiecare din ele. 3. Verifică traducerea făcută de tine cu traducerea oficială. 4. Găsește câte două sinonime și două antonime pentru cuvintele noi. C. Găsește pronumele relative și reflexive din acest dialog și conjugă verbele reflexive la indicativ imperfect. D. Fă o compunere de aproximativ 10 rânduri în care o să povestești despre ultima ta vacanță. Unde ai petrecut-o? Cu cine, cât a durat, cum ai făcut rezervarea, cât te-a costat, ce ți-a plăcut, ce ți-a displăcut, cu ce ai călătorit, etc.